Un indicator rutier din Zalău a creat mare vâlvă în oraș. Prima oară șoferii au reclamat lipsa lui, fiindcă la semaforul din dreptul primăriei niciun panou nu ilumina cum să ajungă la Cluj, Satu Mare sau Oradea și rămâneau blocați în trafic. După mai multe sesizări și la insistențele reporterilor Someș TV, panoul informativ a răsărit mândru pe un stâlp. Conducătorii auto tot nemulțumiți, indicatorul arăta greșit direcția spre Cluj. A fost nevoie de o nouă rundă de sesizări și insistențe pentru ca problema să-și găsească rezolvarea. Aurel Bican, directorul Direcției Generale de Administrarea Domeniului Public, s-a îndurat în cele din urmă de participanții la trafic și le-a promis panou de informare. S-a ținut și de cuvânt și în 3 săptămâni indicatorul a fost gata și pus pe stâlpi să ia ochii șoferilor. Surpriză însă, săgeata ce ar fi trebuit să indice direcția spre Cluj nu punctea spre inima Ardealului, ci îi mai învârtea pe conducătorii auto prin oraș. Directorul ADP Sălaj a declarat că la mijloc nu este vorba despre o greșeală, poliția l-a contrazis. Respectivul panou este bine amplasat și poziționat. El nu este un indicator de obligare. El este un indicator de orientare și motivul pentru care l-am pus aici și am dirijat conducătorii auto spre strada Corneliu Coposu este acela că folosind strada Gheorghe Doja, conducătorii auto se expun unor evenimente rutiere. Informațiile de pe indicatorul respectiv au fost împărțite în două zone, una pentru direcția Cluj și una pentru direcția Satu Mare Oradea. Pe direcția Cluj a fost configurată o săgeată care să sugereze traseul la următoarea intersecție, respectiv Bulevardul Mihai Viteazu și strada Corneliu Coposu. Așa se face că la sfârșitul săptămânii trecute, la intersecția de la primărie, a apărut un alt panou, mai nou și mai frumos, dar mai ales unul care să îi ducă pe șoferi unde trebuie.